Deci dați-mi voie să fiu optimist, pentru că vin din rândul oamenilor, am vorbit cu cetățenii din Iași, știu în clipa de față că am toate șansele să câștig, dar nu înseamnă că nu sunt un om cu picioarele pe pământ și să nu mă gândesc acest lucru. Fiecare om care intră într-o competiție poate să câștige, eu am șanse mari de a câștiga, dar poate să și piardă. Pe de altă parte, vreau să vă spun că scorul scos de către noi la Iași este un scor favorabil partidului, întrucât niciodată PSD-ul nu a avut în municipiul Iași 36%. Pe de altă parte, am reușit să câștigăm președinția Consiliului Județean, deci am reușit împreună cu domnul Simirad să câștigăm președinția Consiliului Județean într-o bătălie destul de acerbă aici la Iași. Deci rezultatele noastre, ale mele ca președinte de filială, ale mele ca cel care de fapt am pregătit această campanie electorală, se văd. Dar cu toate acestea, întotdeauna trebuie să-ți propui să învingi și dacă cumva atunci când pierzi, ai probleme în cadrul partidului, trebuie să fie analizele făcute foarte corect și foarte pertinent. A spus ceva de domnul Vanghelie și domnul Darabont. Ei sunt doi membri de partid foarte puternici, cu personalitate, și nu cred că se pune problema în clipa de față dacă se-și piardă din funcțiile pe care le au, întrucât greu găsești oameni în partid care se vină la votul nominal și să scoată 40 ceva de procente chiar din primul tur de scrutin. Eu cred că și am o experiență și eu de câțiva anișori buni în politică. E greu să formezi personalități care într-adevăr să poată să meargă în fața omului. Să recunoască că aici n-am știut să fac treabă. Cum spunea domnul Darabont, n-am știut să comunic mai bine cu dumneavoastră, am pățit și eu la Iași același lucru, am fost ocupat mai mult ca să răspund la atacurile celorlalți, cum s-ar spune, adresari politici, pentru că la Iași a fost o caracteristică, doamna Firea, și nu numai la Iași, în toată țara. Cei de la putere, Alianța PNL-PD, din 2005 au început să ne facă controle săptămânal cu tot felul de alte instituții ale statului, numai ca să stăm ocupați în a da note explicative. Mai mult de atâta, am început și proiecte foarte importante care au necesitat discuții cu bănci, proiecte, proiectanți, consultanți, care într-adevăr te-au făcut să fii foarte ocupat și să nu mai fii tot timpul în mijlocul cu oamenii. E adevărat, dar vedeți am că pățit și acest lucru și am fost acum în campanie. Așa e, cea a comunicării, e și această rasă absolut, importantă. Este componenta. Doamna Firea, vreau să promite șeinilor și să promit și celorlalți colegi de-ai mei că este cea mai importantă componentă, legătura cu cetățeanul. Eu mi-am jurat în fața cetățenilor și m-am jurat în fața cetățenilor și mi-am jurat și mie însumi că de aici ancorul politica mea va fi cea de a avea audienții permanente și de a fi în mijlocul cetățenilor din cartiere. Pentru că acolo reușești să îndrepți cât mai mult lucrurile decât cele pe care ți raportează directorii sau ceilalți care au de legi aceste responsabilități. Domnule, sunt convins că voi câștiga e. Pentru că am proiect. Începute. Ajungem și la proiecte.